Acum este o nedumerire a noastră a tuturor. De ce în multe state ale Uniunii Europene gazele, electricitatea, carburanții se ieftinesc și la noi? Că accizele, că e inflația și din diverse motive se tot scumpesc de la o lună la alta și avem parte acum de cea mai mare scumpire a carburanților din acest an. Pentru că statul român are nevoie de inflație pentru a-și acoperi găurile din ce în ce mai mari din buget. Gândiți-vă că deficitul bugetar e după primele 5 luni deja la 3,4% din PIB. Are vreo 60 de miliarde de lei gaură și bineînțeles că își acoperă această gauză prin creștere de prețuri. Creșterile de prețuri generează taxe mai mari la stat și statul trăiește mai bine pe spatele nostru, a celor care sărăcim în realitate. Da? Din perspectiva acestei inflații, suntem țara cu cea mai mare inflație din Uniunea Europeană pentru a 5-a lună la rând. Aceste scumpiri pe care le-a prezentat colegul dumneavoastră vor genera încă un val de inflație. Probabil din toamnă vom vedea efectele pe ansamblu al acestor scumpiri, care nu fac altceva decât să creeze și mai multe probleme în economie, să ne sărăcească pe noi, cei care trăim din salarii, din dividende sau din cine știe ce alte venituri, și să bogățească statul care și-a crescut cheltuielile publice cu 20 și ceva la sută după primele 4 luni.